Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Revista Presei. Sunt Adrian Simeon, iată-ne din nou împreună să răsfoim ce mai spun publicațiile online. Mărturisesc că astăzi am vrut să mă ocup de un așa zis post de televiziune, dar de fapt nu neapărat de el, ci de ceea ce s-a întâmplat pe așa zisul post de televiziune în urmă cu vreo două zile. Dar asta o voi face mâine, așa că astăzi vă spun în avanpremieră chestia asta. Era acolo o emisiune moderată de un tânăr cu vreo trei invitați cu papioane, că n-am înțeles dacă erau la TV, la nuntă sau la casino, care vorbeau ei despre o anumită candidatură. Bun, acum trecând peste faptul că au spus numai tâmpenii, numai prostii, numai idioțenii, Hilarul și de ce nu Burlescul, așa zise emisiuni la care am asistat, a fost unul cu totul și cu totul special. Așa că dacă vreți să știți despre ce este vorba, trebuie neapărat să urmăriți Revista Presei de mâine. Astăzi ne ocupăm de, uite, informația Voi-Jiului, care are un articol dedicat din nou domnului Costel Bayram, Avram. Supranumit și zeul apelor, încă de pe vremea în care conducea societatea de apă și canalizare din Valea Jiului, Costel Avram, administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara și candidatul PSD la primăria Petroșani, dovedește că încă se ocupă îndeaproape de apa SERV, scrie informația Voi-Jiului. Îmi cer scuze pentru bâlbele care le scot din când în când, dar nu sunt cu voință. Probabil cu putință, dar mă rog, asta este cu totul și cu totul altceva. Deci, scrie ziarul respectiv că acest domn Avram se ocupă îndeaproape de apa SERV, nu doar pe linia administrativă, unde pe fișa postului are în subordine operatorul de apă din Valea Jiului, ca și administrator public al județului, ci și pe linie politică. Ce a făcut domnul Costel Salam, Avram, și a băgat foștii colegi de la APE pe lista de consilieri locali la Petroșani. Practic, Costel Avram a încolonat după el mai mulți angajați ai APA SERV, societatea de interes local din Valea Jiului, aflată în administrarea Consiliului Județean Hunedoara. Lista pentru Consiliul Local Petroșani este deschisă chiar de Avram, care candidează și la funcția de primar al municipiului Petroșani, dar în același timp este și pe locul 6 pe lista Consiliului Județean Hunedoara și va fi interesant de văzut ce va alege după 27 septembrie, că primar la Petroșani oricum nu cred că va ieși. Alte 5 din cele 24 de nume propuse de PSD pe lista de consilieri locali sunt angajați ai APA SERV, printre care și directorul societății Cristian Ionică, dar și Florin Donisă, șef departament exploatare în cadrul aceleiași societăți. E drept că, așa mai la urmă, fără șanse reale pentru a accede în legislativul local. Chestia e că dacă, eu știu, oamenii ăștia ar avea foarte multe voturi în Valea Jiului, ne-am trezit cu angajații APA SERV și consilieri locali în același timp. Deci o minune de treabă, ce mai petroșeneni își doresc asta la nebunie, de mici copii visează la chestia asta. Costel Avram acesta, despre care vorbim noi și despre care scrie informația Voi-Jiului, care a reintrat în PSD în martie 2019, culmea în organizația DEVA și nu la Petroșani, unde are domiciliu, a condus această APA SERV Valea Jiului timp de 6 ani și o lună, respectiv din data de 1 iulie 2012 până în august 2018, când a fost desemnat administrator public al județului, fiind singurul participant la concursul organizat pentru acest post. Și tot Costel Avram, pe vremea când era director la APA SERV, a avut un raport al Curții de Conturi în care spunea că societatea a obținut profit cu tarife supraevaluate la apă. Adică omul a fost director la Petroșani la APA SERV, i-a încălțat pe oamenii de acolo bine, bine la facturi și acum vrea să le fie primar. Nu, ce să zic, să fie primit,
și într-un ceas bun, articolul a fost preluat din informația Văijiului, mai multe găsiți chiar acolo. Tot în informația Văijiului, ia să vedem. E tot cu Costel Avram. Ce aveți, mă, cu omul ăsta? Un proiect are în derulare Consiliul Județean Hunedoara pentru Petroșani, unul singur, și nici acela nu este în stare să-l ducă la bun sfârșit. Deși candidatul PSD la primăria Petroșani, administratorul public Costel Bairal Avram, a încercat să-l folosească în scop electoral cât de mult a putut. Este vorba despre modernizarea DJ-709F, drumul de la Cabana Rusu în Parn, pe care Avram pare acum incapabil să-l finalizeze de unul singur. I-a cerut public sprijinul primarului Tiberiu Iacobriții, adică a contracandidatului său, iar acesta spune că își va da tot concursul pentru că drumul este pentru oameni, nu pentru vreun candidat sau altul. Mai multe citiți tot pe informația Văijiului. Mergem mai departe. Ia să vedem ce avem aici. Avem așa, liderul pro-România, Victor Ponta, a declarat la un post de televiziune despre revenirea lui Sorin Grindeanu în PSD pe funcția de prim vicepreședinte al partidului, că asta arată caracterul de om foarte iertător. Întrebat ce spune despre caracterul lui Grindeanu, faptul că s-a întors în partidul care l-a exclus și l-a demis de la Palatul Victoria, acuzându-l de legături cu statul paralel. Ce-mi place asta cu statul paralel? Bă, dar statul perpendicular nu e? Știi? Ar fi interesant să apară și un stat perpendicular, regulamentar pe dreapta. Victor Ponta a declarat: e un om foarte iertător. Dacă stai cu, adică victima stă cu violatorii la masă, wow! Toți au zis că e un securist, că s-a închis în guvern cu Ponta și că așa, înseamnă că e un om bun la suflet. Na, ia că te Grindeanu a ajuns caracterizat de către Ponta ca fiind un om bun la suflet. Păi na. Uite și o alertă de cod galben. Ce frumos! Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, sunt vizate bazinele hidrografice Mureș, din județele Harghita și Mureș, Târnava Mică, Târnava Mare, Harghita, Mureș, Sibiu și Alba, de asemenea în Olt, județele, pentru râul Olt, județele Covasna, Harghita, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Argeș, pentru râul Argeș cu județele Argeș și Dâmbovița, pentru râul Ialomița și Prahova cu județele Dâmbovița și Prahova, clar, pentru râul Buzău cu județele Brașov, Covasna și Buzău. De asemenea, mai avem Trotușul cu județele Harghita, Covasna, Neamț și Bacău. În total, o avertizare valabilă pe râuri din 20 de județe și asta până miercuri dimineața. Deci, mare, mare grijă. Iată că l-avem și pe dinozaurul Presei Românești. Mai, da. Publicistul Ion Cristoiu prezintă evenimentele care au precedat congresul extraordinar în PSD de sâmbătă, de la scorul obținut la alegerile din 2016 la căderea guvernului Dăncilă, pentru a explica de ce acest eveniment poate însemna reînvierea sau înmormântarea partidului pentru totdeauna. Zice așa: răspunzând acestei cerințe evite din credința în scripta moment, voi consacra congresului o serie de mai multe comentarii. Fac asta deoarece sunt convins că prin ambițiile celor care l-au organizat, o mână de oameni din PSD, zice Cristoiu, acest congres poate fi momentul reînvierii PSD. Prin rezultatele sale concrete, el poate fi la fel de bine momentul înmormântării PSD. Bă, Nea Cristoiu, du-te mă la pensie, mai lasă-ne pe noi, că pe cuvântul meu, cum e câte ceva, hop, apare. Era înainte oracolul ăsta din Dămăroaia. Acum a mai rămas Ion Cristoiu și cu încă unul. Ai, serios, n-am cam plictisit. Să vedem ce mai avem pe aici. Ce mai avem?
Ia uite, asta e un breaking news pe știri, pe surse. Partidul lui Victor Ponta a înregistrat o lovitură puternică după ce mai mulți oameni importanți au decis să părăsească partidul și să se îndrepte spre adversarii politici declarate ai fostului premier. După ce a luat masiv membrii de la PSD, acum roata se pare că s-a întors în defavoarea fostului premier. Doi membri ai Pro-România Neamț, cunoscuți oameni de afaceri, dar și mai mulți membri ai organizației de tineret, s-au înscris în organizația PSD Piatra Neamț. Anunțul a fost făcut de președintele organizației municipale social-democrată, Florentina Moise. Unul dintre cei doi se află pe lista de candidați ai Pro-România pentru Consiliul Local Piatra Neamț și Consiliul Județean. Păi bă, nene, stai un pic, că până la urmă, în afară de faptul că ăla nu mai candidează, că deja s-au depus listele și asta e, ce e atâta mare lovitură că doi moldoveni de la Neamț, care au bani, au trecut la PSD și cu ei toată organizația locală de tineret, probabil vreo 10 membri care, eu știu, aveau și o treabă pe acolo. Adică ăsta mi se pare așa un fake news din ăla care se vrea un breaking news de proporții. Sincer, eu nu cred că este o pierdere foarte mare pentru Victor Ponta a și asta plecare a și lor doi de la Neamț. Nu, ia câtă nu cred. Adică stați voi liniștiți că Ponta merge mai departe și noi știm bine lucrul ăsta din ceea ce a arătat Ponta până acum, fără să-i ținem partea. Pam, pam, guvernul PNL îngroapă economia și nivelul de trai al românilor. Ia uite, ăsta e comunicat PSD. Dar cu un cinism maxim îi pune tot pe român să plătească înmormântarea. Într-o singură lună, aproape 1000 de firme locale au intrat în insolvență, așteptând zadar din miliardele de euro promise de guvern. La fel și la uzina Alro, unde 20.000 de oameni sunt gata să rămână pe drumuri, peneliștii au timp de economie doar dacă le iese și lor ceva din asta, scrie știri pe surse.ro. Mai am timp? Domnul de la butoane. 7 ce? Secunde? Minute? Așa. Uite, mergem la mesagerul hunedoran.ro, unde ce zi? Se încarcă mai greu site-ul ăsta, nu știu de ce. Să dăm și o știre locală. Că așa e frumos, nu? Zice, sătenii din comuna Ilia nu au scăpat de problema gropilor mari de pe străzile Traian și Unirii. Oamenii sunt disperați și nu știu la cine să mai apeleze. Casele li se distrug pe zi ce trece, iar șoseaua nu a fost reparată, deși președintele Mircea Bobora le-a dat asigurări atunci când a mers pe teren la Ilia că gropile vor fi astupate în câteva zile. Îmi pare rău că șefii de la Consiliul Județean stabilesc prioritățile nu în funcție de necesitățile oamenilor. Am înțeles că în loc să fie asfaltat drumul plin de gropi de la Ilia, au început reabilitările de drumuri în altă comună, unde nu sunt probleme așa de mari. Oamenii din comună m-au contactat și m-au întrebat dacă pot da în judecată Consiliul Județean după ce au apărut crăpături la case. Eu o recunosc, nu le-am spus să nu o facă, pentru că nu mi se pare normal ca atâta timp cât li s-a promis că se va rezolva problema și gropile vor fi astupate să nu se țină de cuvânt. Ba mai mult, au început lucrări de asfaltare în altă parte, unde situația nu e așa de critică, a declarat Marius Somotă, primarul comunei Ilia, în mesagerul hunedorean. Bun, acum acest mesagerul hunedorean scrie că președintele Bobora le-a dat asigurări atunci când a mers pe teren, deci trebuie să înțelegem că domnul Bobora a reușit și el, în 4 ani de mandat de președinte de Consiliul Județean, să iasă în sfârșit cu o lună înainte de a expira mandatul din birou, să se trezească din somn, să se spele sau nu pe față și să se ducă la Ilia. Băi, nea Bobora, ce realizare extraordinară ai avut! Și le-ai dat asigurări oamenilor de acolo că gropile vor fi astupate în câteva zile. Acum, noi știm că dumneata ai obiceiul să dormi așa mai mult și că poate câteva zile la matale în accepțiunea timpului, fiind atemporal probabil uneori, câteva zile înseamnă câteva luni,
poate câțiva ani, poate după ce nu o să mai fii matale președintele Consiliului Județean Hunedoara, că tot ai fost degeaba 4 ani. Ce să zic? Dar mai zicem și noi ceva de aici de la TV. Bă, nene, dacă ai promis o treabă, ține-te de ea, că altfel e rușinos, pe bune. Adică te-ai dus, matale, dacă nu mă înșel, și te-ai pozat și cu popa de la Certești pe drumul de la Vârmaga, dând asigurări că și acolo va fi asfaltat. Nu știu dacă au început lucrările. Mă îndoiesc de lucrul ăsta. Dar ce să zic? Atunci când faci o promisiune, dai din gură. Iar să dai din gură nu doare. Și nu cred că reprezintă un efort deosebit. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, aceasta a fost revista Presei de astăzi. V-aș spune mai multe, dar nu mai am timp. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine!